Bună ziua! Vorbim despre trei teme importante. Prima temă este despre religie în timpul pandemiei, pentru că se apropie Paștele și este o problemă destul de mare în acest context. A doua temă este o temă științifică. Vreau să vă povestesc ce înseamnă un studiu randomizat controlat, pentru că este un concept care a schimbat efectiv medicina și a dus la cele mai mari progrese din ultimul secol. Și a treia temă, o întrebare frecventă pe care o primesc de la pacienți: ce înseamnă tusea cu expectorație dimineața? Când ar trebui să ne îngrijorăm, care ar fi câteva cauze frecvente și când ar trebui să mergem la medic? De ce să vorbim despre religie în timpul pandemiei? Poate unii dintre voi nu sunt credincioși, dar eu cred că majoritatea oamenilor care se uită la acest clip vor să sărbătorească Paștele, vor poate să meargă la slujba de înviere, să continue practicile religioase, împărtășania, toate aceste lucruri cu care ne-am obișnuit de-a lungul anilor, ritualuri date în transmise din moși strămoși pe care deodată nu mai putem să le facem. Și ce ne facem pentru că religia, credința este o mare sursă de speranță pentru foarte mulți dintre noi. Mai ales în vremurile acestea tulburi, în care nu știm încotro se îndreaptă lumea, dacă va mai exista o economie funcțională, dacă vom face virusul, ne vom îmbolnăvi, dacă cei care sunt dragi vor face boala sau nu. Sunt foarte multe necunoscute, vrem să avem speranță, de multe ori ne întoarcem sufletul către Dumnezeu, dar ce ne facem dacă nu putem să ne manifestăm credința în modul în care eram obișnuiți? Acest lucru, să știți că nu se întâmplă numai în România. Am citit un articol recent, de asta m-am gândit să vorbesc despre acest subiect, în care se spunea că peste tot în lume există aceste fracturi în toate religiile lumii. Deci nu ține numai de creștinism, nu ține numai de Europa. Aceste lucruri se întâmplă în India, în restul Asiei, în America de Nord, de Sud, peste tot. Lideri religioși, o parte susțin în continuare ca oamenii să se ducă la biserică, să-și facă ritualurile religioase cum erau înainte pentru a avea speranță, pentru a combate pandemia, dar pe de altă parte, o parte din liderii spirituali încurajează enoiria și încurajează credincioșii să stea acasă și să-i protejeze pe cei dragi, pe cei vulnerabili. Și poate asta este datoria noastră la acest moment ca și credincioși, să-L păstrăm pe Dumnezeu în suflet, dar în același timp să ținem minte că avem o responsabilitate față de oamenii vulnerabili, mai vulnerabili decât noi. Pentru că dacă noi, să spunem, suntem bine, nu avem simptome, dar totuși avem virusul ăsta păcătos și ne ducem la biserică, ne ducem și ne rugăm cu un alt grup de oameni, e posibil ca cineva din acel grup de oameni să facă virusul. Și cumva noi l-am transmis. Deci trebuie să-i protejăm pe ceilalți și asta înseamnă uneori să ne adaptăm practicile religioase. Nu mai putem să facem anumite lucruri, dar putem să ne uităm la televizor, putem să-L păstrăm pe Dumnezeu în suflet, putem să continuăm să ne rugăm și când trecem de toată această fază la acest moment, să mergem mai departe cu credință și cu mulțumirea că am făcut un pas în plus pentru a ajuta lumea să treacă peste această tragedie. Vreau de asemenea să vă atrag atenția asupra câteva lucruri pe care le-a spus Papa Francisc. Mi s-a părut foarte de actualitate, foarte, foarte bine punctat. A spus că această epidemie, la nivel global, această pandemie, a expus toate vulnerabilitățile societății și le vedem. Vedem acest lucru, e foarte corect. Pentru că vedem problemele din sistemul medical. Vedem că nu suntem pregătiți să facem față acestor încercări pe care ni le aruncă lumea. Nu știm cum să ne organizăm, nu suntem bine educați din punct de vedere medical, nu știm ce să facem, cum să ne protejăm, care sunt cele mai bune tratamente și aceste lucruri sunt vulnerabilitățile noastre ca și societate. Și al doilea lucru pe care l-a spus Papa și mi s-a părut foarte, foarte frumos spus și foarte bine punctat, a spus că este timpul să separăm ce este necesar de ceea ce nu este. Și vă las din nou cu această cuvântare. E timpul să separăm ce este necesar de ceea ce nu este. Bun, am ajuns la partea a doua. Vorbim despre ce este un studiu randomizat controlat. Este un concept care pare foarte abstract, mai ales dacă nu lucrați în domeniul medical, posibil să nu fi auzit despre chestia asta vreodată. Și dacă ați auzit, foarte bine. Vreau să clarific niște lucruri. Deci un studiu randomizat controlat înseamnă o cercetare clinică. Cercetarea clinică este necesară pentru a pune pe piață noi tratamente, pentru a descoperi cele mai bune intervenții chirurgicale, cele mai bune terapii, să le comparăm cu ce există sau cu
altele care există la acest moment, cu, să îmbunătățim ceva. Cum facem chestia aceasta? Să pornim întâi de la un exemplu. Să spunem că avem un tratament nou pentru hipertensiune arterială. Cum putem să știm sigur că acel tratament nou funcționează? Pentru că dacă doar îl dăm unui grup de oameni și le scade tensiunea, de unde știm noi că acest lucru nu e o coincidență? Poate oamenii respectivi au schimbat ceva în dieta lor sau au făcut altceva. Au luat alte pastile în același timp și le-a scăzut tensiunea și e o coincidență faptul că noi am dat un tratament nou și a scăzut tensiunea. Deci asta vrea să rezolve un studiu randomizat controlat, vrea să ofere un cadru riguros de cercetare a noilor tratamente pentru a fi sigur că ele funcționează și că rezultatele, beneficiile pe care le vedem nu sunt doar rezultatul șansei. Am dat cu banul și am avut noroc. Trebuie să fim siguri de asemenea că medicamentele pe care le punem pe piață sunt sigure, că au efecte adverse tolerabile. Și acest lucru se evidențiază din nou cel mai bine într-un studiu randomizat controlat. Ce înseamnă deci un studiu randomizat controlat? Studiu, am lămurit, este o cercetare. Controlat înseamnă că, pornind de la exemplul cu hipertensiunea, să spunem că vrem să vedem în două grupuri de oameni cum funcționează acel nou tratament. Și avem, să spunem, 500 de oameni cu hipertensiune arterială, cam cu aceleași caracteristici și îi includem în acest studiu ca participanți. Ei bine, ei sunt apoi distribuiți în două grupuri, în mod aleator. Aceste două grupuri sunt un grup de tratament activ care va primi noul tratament și un grup de control. Sau un grup care va primi un tratament inactiv sau niciun tratament. Sau tratamentele care sunt comune la acel moment în practica medicală. Deci, un grup are tratamentul activ, un grup are un tratament inactiv. Și ei, participanții sunt urmăriți în același mod, cu aceeași rigurozitate, un număr de luni sau ani. Și vedem mai departe ce se întâmplă, dacă au avut un beneficiu cei care au primit tratamentul sau nu, dacă au fost în siguranță pe măsura participărilor în studiu sau nu. Deci aceste întrebări le răspundem pentru un studiu randomizat controlat. O întrebare foarte frecventă pe care o primesc este: de ce avem o tuse cu expectorație, cu flegmă urâtă dimineața care ține mult, mult timp? Și aici vreau să încep întâi cu o întrebare. Sigur, acele secreții vin din plămâni? Pentru că trebuie să separăm dacă ele vin de mai sus de gât sau mai jos de gât. Este foarte important. Dacă vin de mai sus de gât, mulți oameni suferă de rinite cronice, sinuzite, care sunt de cauză infecțioasă, alergică sau poate o sensibilitate particulară la schimbări de temperatură, la anumiți factori din mediu, anumite substanțe toxice. Și aceste lucruri pot da secreții abundente la nivelul cavităților nazale, care, imaginați-vă, când ne culcăm noaptea și stăm pe spate, curg în spatele gâtului și, evident, că se acumulează, le tragem în căile respiratorii, când ne trezim dimineața, ne vine să scuipăm, să tușim, să scoatem acele secreții. Și ne gândim că vin de plămâni, dar el s-ar putea să vină de mai sus. Și în acest caz, mergem la un medic orele, nu la un pneumolog. Dacă secrețiile vin cu siguranță de mai jos de gât, cel mai frecvent ne gândim la o bronșită cronică. Asta înseamnă că există o inflamație în bronșii care persistă timp de luni de zile, se repetă cam de la an la an. Cea mai frecventă cauză este fumatul. Chiar dacă fumatul nu este cauza care a provocat bronșita, pentru că pot fi cauze alergice, o sensibilitate particulară a oamenilor la anumite toxine, cum am spus și mai devreme, fumatul întotdeauna inevitabil va agrava o bronșită cronică. De ce? Pentru că dacă vă gândiți, când inhalăm fumul acela de țigară, conține diverse particule. Organismul nostru încearcă să scoată acele particule în afară, pentru că este ceva străin. Și pentru asta produce mai mult mucus. Și producând mai mult și mai mult mucus, avem acea tuse cu expectorație. Și evident, peste noapte se acumulează secrețiile alea și trebuie să le tușim. Dacă nu-i bronșită, o altă cauză destul de frecventă, dar mai rar oricum, este ceva ce se cheamă bronșiectazie. Pe acest canal, aici, vor apărea niște linkuri către niște videouri despre ce sunt bronșiectaziile, tratament, diagnostic, este ceva mai în detaliu. Dar pe scurt, acum vă spun că sunt niște dilatații anormale la nivelul căilor respiratorii. În ele se acumulează secreții care simțim nevoia să le curățăm zi de zi, în special dimineața, și se cheamă acest lucru toaleta bronșilor, efectiv. E un nume care, e un pic scârbos dacă ne gândim așa, dar ideea este că trebuie mereu să tușim și să eliminăm secrețiile acelea.
Bineînțeles, tusea cu expectorație dimineață poate să aibă mult mai multe cauze. Uneori poate să fie o cauză gravă și de asta, dacă aveți orice îndoială, vă recomand cu căldură să mergeți la medic. Vi se ia un istoric medical, ce mergeți și arătați medicului ce pastile luați și împreună puteți să vă gândiți dacă există ceva în toate aceste lucruri care ar putea să fie cauza pentru acea tuse cu expectorație dimineață. Sau, dacă nu, ce explorări să facem suplimentar ca să fim siguri că excludem cauzele cu adevărat grave. Pentru că asta e de fapt ce vrem să facem, să nu trecem pe lângă ceva care este rău. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video și că ați ajuns până la capătul său și dacă vă plac aceste videouri, dacă vă place acest format, vă rog să lăsați un comentariu mai jos. Nu mi este nici mie foarte ușor să le fac, vă dați seama că eu sunt medic, nu sunt reporter și să vorbesc așa mi este un pic complicat, dar încerc. Sper să aveți răbdare cu mine, să devin un pic mai bun în a ne exprima toate aceste lucruri. Numai bine, vă mulțumesc că vă uitați la aceste videouri.